Bună ziua! Domnul Adăugă foarte multe, după reducerea Filipii și Alina Babelescu, aș continua cu această idee a polemicii pe care o mai aștept cu siguranță această ediție din Parolul. Prin decursurile acestei cărți, mi se pare că doar a reușit să completeze extrem de minuțios, extrem de minuțios, diversele impostații ale lui Dorcu. Ceea de aghiotant, de exemplu, al lui Franz Josef, cinci ani despre aghiotantul Dorcului, pe care a fost durată cea mai frumoasă perioadă din viața lui, cea de marinat, îndrăzneț, iubit de subalterni și care a ajuns cea mai înaltă poziție a flotei Imperiului Austro-Ungar, cea de regent, mai bine de două decenii, toate astea pătrăzând foarte adânc în viața intimă, cum probabil numai o femeie poate face. Toate aceste mici detalii de care le-au dat la Bădărescu sunt studiate și consacrate. Toate contează, pentru că viața intimă și personajul tratare le pot explica evoluția ulterioară. Ori, în mod paradoxal, este un tip șters. Toată lumea este de acord asupra acestui fapt. Și atunci se întreabă autoarea cum de un astfel de tip șters a reușit să ajungă în astfel de poziții foarte înalte. I s-a oferit inclusiv coroana Sfântului Ștefan, a refuzat-o. Din fericire, spun contemporanii noștri. A traversat toată perioada tumultoasă a istoriei recente. A prins și la Pelepoc. A fost personajul care a salvat Ungaria anii anarhiei care a urmat primul război mondial, inclusiv din fața românilor, ne spune autoarea. Este cel care însă a dat curs revizionismului, imaginea lui Horthy, pe care pe acest scala trebuie toate provinciile pe care le va recupera, astfel încât la un moment dat a reușit aproape să dubleze suprafața Ungariei, după Trianon, va rămâne și este prezent în mentalul societății maghiare. Cam cum este prezent Mareșalul Antonescu sau regele Carol al II-lea la Prut. Sunt niște fotografii iconice, așa cum sunt cele cu Horthy. Este vinovat însă și de antisemitismul care a proliferat în această perioadă. Chiar dacă evreii au recunoscut rolul de salvator. Și ăsta este probabil și motivul pentru care a scăpat neatins și nu a intrat în lăbătul celor antrecați și contagați la Nürnberg. La sfârșit, în Portugalia, a avut de pe Carol al II-lea și alte capete coronate. Autoarea ne povestește și etapele succesive, instalarea comunismului. Se întreabă oare dacă Horthy ar fi dat curs cererii lui Carol al IV-lea de a reinstaura monarhia, ar mai fi existat comunism și ascensiunea nazismului ar fi fost la fel de puternică. E o întrebare cu care vă duce istoricii mă operează pentru că intră în zona contrafactuală. Revoluția maghiară, care se spune că i-a adus sfârșitul lui Horthy de eliberarea pur și simplu. Cartea aceasta explică nu numai Europa așa cum este, ci și Ungaria așa cum este. Pentru că Ungaria tot timpul a oscilat între diverse identități, între protestantism și catolicism, între ceea ce se cheamă logoți și curiți, adică între cei care în urmă cu două secole erau fideli monarhiei și cei care vreau o Ungarie liberă, între legitimiști și electorii liberi. Adică între cei care vreau reinstaurarea Habsburgilor pe tronul maghiar și cei care ar fi vrut ca Parlamentul să revină la tradiția de a-și alege suveranul. Este o carte puternică. Ei au bătut în special unele capitole unde se vorbește de democrația suverană. Ungaria a trăit după 1990 etape foarte interesante în care a încercat să recupereze pe tot ce care au sfârșit tragic, pe denumăratele tragedii succesive ale Ungariei, în această democrație funerară. Dar România a încercat același lucru, de exemplu, atunci când a încercat să repatrieze o semnă de lui Cărătuș. A fost o dezbatere în România
foarte interesată. Bulgaria a repatriat zeci de personaje, mai mult sau mai puțin controversate. Iar imaginea lui Gorki este astăzi revalorizată, este disputată atât de stânga cât și de dreapta maghiară, inclusiv de Victor Orban, într-un fel pe care ne este și nouă cunoscut și pe care partidele de extremă dreapta, special Partidul România, obișnuia să o facă. Cred că, într-un fel, este o invitație, dincolo de polemica pe care, cu siguranță, o va naște, și o invitație către istorici de a încerca, de ce nu, o carte similară despre Mareșalul Antonescu, care încă ne lipsește. Există câteva biografii, dar din câte văd, nu sunt calitate unanime de clasa istorică. Am avut președinte care obișnuia să spună că nu avem singurul vecin cu care ne înțelegem, este Marea Neagră. Această carte cred că l-a ajutat să înțelegem mai bine pe maghiar. Drama pe care au traversat-o după Trianon, când au pierdut 70% din teritoriu și 3 milioane de oameni, și care i-a marcat și marchează și astăzi, cred că este o lectură obligatorie atât pentru oamenii politici cât și pentru istorici și vă recomand cu toată cultura să o citiți. Mulțumesc!